După 8 zile de intervenții, muncă grea și oboseală, pompierii din Vasului, alături de colegilor din alte 21 de județe, au încheiat cu succes misiunile de sprijin pentru sinistrații afectați de inundații în județul Galați. Pe parcursul acestei perioade, cei 32 de militari au îndeplinit 20 de intervenții, principala misiune fiind evacuarea apei și a bunurilor afectate. Cea mai mare problemă lăsată de inundații a fost apa potabilă. Salvatorii au avut de curățat fântâni și au eliminat noroiul de pe căile de acces în localități. Aprecierea comunității a fost vizibilă. Mai multe familii din localitatea Peche a venit să le mulțumească pompierilor pentru ajutorul acordat. În această dimineață, pompierii au demarat lucrările de degajare a nămolului rămas în două curți și demolarea unor șanțuri de scurgere a apelor pluviale. Misiunile sunt în desfășurare, iar echipele de intervenții rămân dedicate în sprijinul comunităților afectate.